Pe majoritatea trotuarelor din municipiul Buzău, administrația locală va monta noi adăposturi pentru călătorii care folosesc rețelele de transport transbuz. Firma desemnată a efectuat lucrări a început amenajarea refugiilor. Au fost săpate locurile în care stațiile moderne vor fi ridicate. În schimb, nu au fost luate și măsuri de semnalizare sau protecție în toate zonele. Prin urmare, în orice clipă, un pieton se poate accidenta. Situația a fost semnalată reprezentanților primăriei care au răspuns că vor exista sancțiuni și măsuri de remediere. Vă mulțumesc pentru sesizare. Constructorul care execută lucrarea va fi penalizat și are obligația să asigure zona urgent. A transmis pe Facebook viceprimarul municipiului Buzău, Oana Matache.